Procurorii din Icot Vaslui au confiscat aproape un kilogram de cannabis, un kilogram de amfetamine și 495 de comprimate de ecstasy, în urma mai multor percheziții domiciliare efectuate la persoane suspectate de trafic de droguri de mare risc. Perchezițiile au avut loc în municipiul Arad și în orașul Pecica. Anchetatorii spun că traficanții aduceau drogurile din Olanda și acestea urmau să fie comercializate pe raza județului Vaslui. Patru suspecți cu vârste cuprinse între 21 și 32 de ani au fost reținuți. De asemenea, o tânără în vârstă de 23 de ani a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.